ziua! Astăzi vom învăța împreună despre Google Drive. Ce este Google Drive? Google Drive este un serviciu de stocare și partajare dezvoltat de compania Google. Fișierele încărcate în spațiul de stocare pot fi accesate de oriunde și de pe orice sistem care are instalată aplicația dedicată și o conexiune la internet. Pentru a avea acces la acest serviciu, trebuie creat și asociat un cont de Google. Cum poate fi accesat Google Drive? Pentru a accesa Google Drive, trebuie să ne conectăm la un cont Google. După conectare, de la meniul Aplicații Google, accesăm Drive. O altă modalitate este de la bara de adrese a browserului să tastăm linkul drive.google.com. Interfața. Zona de căutare. Setări, Aplicații Google, Setări pentru cont, Butonul nou, Meniu de organizare, Modalități de vizualizare, Calendar, Zona pentru vizualizarea celor mai recente sau folosite fișiere, Zona de vizualizare. Cum putem crea și stoca în Google Drive? De la butonul New, avem următoarele opțiuni de creare. Crearea unui nou dosar, încărcarea unui fișier, încărcarea unui dosar, crearea unui document, crearea unui foi de calcul, crearea unei prezentări, crearea unor formulare. Crearea unui document. Google ne pune la dispoziție propriul editor de texte numit Google Docs. Din Google Drive putem crea un document pe care îl putem partaja online cu alte persoane. Partajarea se poate face cu următoarele drepturi. Can Edit, documentul va fi partajat pentru editare. Can Comment, documentul va fi partajat pentru comentarii, nu pentru editare. Can View, documentul va fi partajat pentru vizualizare. De la butonul nou, accesăm Documente Google și creăm un nou document. Tastăm titlul documentului, apoi, de la butonul de distribuire, obținem linkul pentru partajare cu anumite drepturi. Poate fi drept doar pentru citire, pentru a scrie comentarii, dar nu a edita, și pentru a edita.
Copiem link-ul, apoi îl distribuim persoanelor interesate. Încercați singuri. Creați un document nou în Google Drive și partajați-l cu un coleg. Felicitări! Astăzi ați învățat despre Google Drive.